Fermierii au început să strângă porumbul de pe câmp, iar trăieratul la Floarea Soarelui este întoi. Până acum aproape jumătate din suprafața cultivată cu porumb este recoltată, iar la Floarea Soarelui mai este puțin și campania se finalizează. Chiar dacă anul acesta este unul foarte slab pentru producțiile obținute la culturile depășitoare, un bonus pentru fermieri este faptul că a crescut prețul. Așa se face că la Floarea Soarelui avem o creștere de 40%. Anul acesta kilogramul de semințe de Floarea Soarelui se vinde și cu 1,80 de bani sau 2 lei pe kilogram. La nivel de județ pot spune că stăm bine cu campania de recoltat, știm că este o lucrare importantă, dat fiindcă timpul ne-a permis. La această dată avem recoltate în jur de 31.000 de hectare, din cele 90, la porumb vorbim, da? Din cele 92.000 cultivate. Producțiile sunt în medie undeva la 4.000 de kilograme pe hectar, deci la porumb vorbim. Iar la Floarea Soarelui, la această dată, avem recoltat în jur de 55.000 de hectare din cele 86.000 cultivate, cu o producție undeva la 2.500 de kilograme pe hectar. Totodată, agricultorii au eliberat peste 15.000 de hectare, iar în mare parte acestea au fost arate. Concomitent cu lucrările de recoltat, s-a trecut și la lucrarea de eliberare a terenului. Avem 16.000 de hectare eliberate și până la această dată s-au făcut arături pe aproximativ 11.000 de hectare. Potrivit reprezentanților Direcției Agricole, calitatea producțiilor este în parametrii ceruți.